frunzuliță lobodă măi, gura lumii slobodă măi. Merg pe drum și mă gândesc pe cine să mai păcălesc. M-aș păcăli și pe mine numai ca să meargă bine. Ăsta-s eu și n-am ce face, zi păcală și dă-mi pace. Vreau să-mi veselesc tot omul, să-i zic oful, să-i cânt dorul. Vrăjma și să-i pun pe fugă pe toți care sunt într-o dungă, pe toți care vor să-mi pungă. Doamne la dușmanii mei, Doamne la dușmanii mei, dă-le car cu patru boi, ia-le ochii amândoi. Dă-le car cu patru roate, ia-le mâinile din coare. De-aș mai trage cât am tras, de-aș mai trage cât am tras. De păcăle nu mă las, să știu că pierd într-un ceas. Că așa eu și n-am ce face, zi păcală și dă-mi pace. De păcăle nu mă las, să știu că pierd într-un ceas. Că așa eu și n-am ce face, zi păcală și dă-mi pace. Zi păcală și dă-mi pace. Fii atent cum se dă cu zarul, Ioșca. Fii atent cum se dă. Aici trebuie să ai, să ai din poanie, adică din mișcare trebuie să dai. Uite, uite ce e electric. Ah, mă, eram sigur. Iar trage la voi. Este extraordinar. Mi-a dat-o de o dată. Dai în țară la mine. Fii atent. Se vede ceva? Nu, e liniște. Hai că și la voi e o liniște. Tu uite-te la noi și eu mă uit la voi. Bă, lasă-l ăsta, nu mai pune. Așa. Auzi, stai, hai să mai dăm și să mai bem o... Da. Hai. Cum ziceți voi la noroc? Egișighet. Egișighet. Ioane, dragă. Nu, e mai bine, lasă-o pe noroc, e mai noroc. Noroc, să fii sănătos. Mă rog, lasă. Patru, egișighet, paro, neg. Unu, mai... Ce faci, mă, fumezi în post? Ia vezi. Apa. Ne-mi lăs eu. Lasă-i în pace, sunt tineri ce vreau. Ioane! Dai, joacă pe Ioane! Ioane, dragă! Auzi, măcar tu să câștigi la table, că la fotbal mai avem de așteptat, hă? La eu mine, Nem, chiar, gata? Te-am udat fii casa atentă, ta. Fii atentă, fii atentă, totdeauna. Ergi! De cine aste? Cine nu mă se bide? Ce faci, Ergi, dragă? Ce gătești bun? Varzea la Cluj. Mereu îmi face așa ceva. Uite, dacă e posibil așa ceva. Nem, boy. Fac destul. Mâncăm împreună. Igel, igel. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De unde și încotro? De afară înăuntru. De afară înăuntru? A, vorbești cu mine în Dodi. E, de afară de ce? Pe unde și pentru ce? Să văd! Și ai văzut? Văzut, plăcut, întors! Păi dacă plecași că ai plecat, mâncați așa ce n-ai, că n-ai. De ce te întorsești? Că te întorsești? În primul rând, frumoasă domniță, eu pe unde am fost, am învățat multe și am văzut multe. În al doilea rând, eu am ce zici că n-am, eu sunt folos, din mostrămoș. Și în al treilea rând, la noi ca la nimenea, belu belește, golu golește, asta ne mirtem. Vamă vă muiește și în al patrulea rând mi-a zis mie tata, a zis, fie pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Măi, fii atent, tu nu-i insulta țara că te leg.
Cum adică pâinea noastră românească este rea? Mă, de unde sunt ideile astea? Tu ai venit cu ele de afară, de acolo. Ești de afară, ai venit cu ele, a? Domn Vameș, domn general, să ce poate... Ce domn general? Păi pâinea nu e rea, e turcească. Mă, păcă tu n-ai fi umblat prin Europa, mă. Tu aici trebuia să vii să pui umărul, mă. Ăsta bagă Săzanie, bază Săzanie între... Iane, de turci poate zice la el orice. Pe frații unguri făcut pașalăc, la voi făcut fete inicere. Nu-i așa, nu-i așa? Cum așa? Băieții serveau la turci ca eniceri. Fetele însă erau cultivate în harem. Teșic, părăciorii, teșic, ișosor. Hai, gata, două fire, două paie, ia ciulean de la bătaie. Mie să-mi arăt documentele, hai. Ce documente? Hârtiile, măi, hârtiile. Cine ești, de unde ești, de unde vii, ce să-i trăi, ce au, ce n-au, dacă și-au plătit din potri și dacă nu, de ce nu? Eu n-am documente, eu călătoresc fără, eu sunt al nimănui și al tuturora. Cum adică, măi, la capitaliștii ai tăi care dau buzna și nu prea dau buzna pe la noi, cum te-ai descurcat? Am dus cu vorba. Adică cum i-ai dus cu vorba? Așa, cu vorba. Păi cum? Păi am vorbit pe italienească lor, am zis așa, se io mi ritiro, ti ritiro tu. Eu? Sau, nu. Una parola poco pensata può produrre perpetua pena. Da, ăsta vorbește, da. Păstărește cu mine acum, știi? Băi, fii atent, ciocul mic și pe mine să nu mă iei peste picior. Hai, tată, că asta e italienească pură, ce ne-ai mai văzut italien? Pai? Noi n-am văzut, că noi n-am văzut italien. Fii atent aici, ce spun. Ăia sunt oameni serioși, ăia nu te duc cu vorba, nu umblă cu șoaldă, nu umblă cu nimic. Noi ne înțelegem cu ei din priviri, din ochi. Și ei pe noi și noi pe ei. Uite și ungurași ăștia săraci și ei tot așa. Ioșca, ce? Cine cântă? Lor, de ce nu le ce hârtii? Cui? Țiganilor ăștia! Ia uite, domne! Mă, talianule, măi! Mă, talianule, mă! Tu ăsta n-are idee de politică, mă! Țiganii și hârtii, măi! Midmondor! Păi când au venit ei, auzi tu, de acolo, de acolo, de... De acolo de unor fi venit ei, înțelegi? Păi e clar că nu le-a plăcut aici, le-a plăcut la noi aici! Pe arbate, iar pe coclaurile pe toată chestia. Tu știi că eu am citit în Universul, auzi, scria că țiganii sunt peste tot în Europa. Adică țiganii sunt mai europeni decât europenii. Înțelegi? Așa că ce vorbești tu, ce prostii vorbești tu cu toată povestea asta aici, băi? Habar n-ai de politică, băi. Domnule, hârtii, hârtii. Peste tot pe unde am fost, mi-a trebuit atea hârtii. Pe hârtii, măi, băiatule, hârtiile sunt baza. Vorba volan, scripta amanet. Ghere, prietene, că ne-a așteptat destul. Ghere, bonat om, ghere. Haide. Ilon, ca tu stai cu mine să-mi poți doar. Așa. Și asta și asta. S-a strâmbat la livretul nostru militar? Nu chiar la livret, dar ei nu prea știau pe unde e București, știau pe unde e Budapest. Ce să le... Auzi, măi, în primul... Auzi tu ce spune... Auzi, Ioșca, ce spune mie, auzi că ăștia din apus... De voi mai știu câte ceva, dar de noi, măi, cum să spun ca să mă înțelegi tu pe... Bă, de noi canci. Asta nu-i, băi, Ioane, dragi. La casă, vă duc eu asta. Fetițele noastre și vinul de tocai. 5 cu 4, praf, nu. Politica teorică. Mat. O, boso, mego. Iștenem, iși eu. Hai. Dă-mi livretul, hai, scoate-l. Mi l-au furat. Hai. Ce? Păi mi l-a furat împreună cu puiul suroia dat de mama, împreună cu prazul dat de tata, că mi-a zis tata, bă, ia acum bunătățile astea, că nu mai pup tu. Auzi, Iuș, că mie nu-mi vine să cred, auzi ce spune asta, că i-a furat livretul, auzi tu? Mai fii atent, tu știi ce ai făcut, mai tu ai vândut secretele noastre străinilor, măi. Spune, taci că pușcăria te mănâncă, nu altceva. Bă, tu, uite că-mi vine să-mi dau cu zarurile în cap. Se poate așa ceva? Și pe unde ai trecut, când ai trecut? Că ai trecut, nu? Păi am trecut, dar am înnotat. Cum trecut în odraghe, domnule? Tisa departe, nu aici. Păi uite așa, eram
la Severin. Așa. Mă duceam, înotam așa spre Serbia să iau o lubeniță, a trecut un vapor, m-a luat curentul, ce să fac? Yes, ce vorbim eu să ies? Bolond voghi. Asta nem sobot. Sigur că curentul duce vale, nem sus la Buda. Așa not eu contra curentul. O să nu poți nimeni să poate vorbi. Băi, hârtii n-ai, nimic, eu nici dacă tu ai fi român sau ce ai fi. Auzi, tată? Da. Ia încearcă. Ia pune să răspundă la ghicitorile alea ale matale cu care îi faci praf pe toți. Da? Ce deșteaptă ești, pata mea? Da. Ia fii atent că spun acum o ghicitoare. Hai, să te văd eu că tu le știi pe toate. Ești tu deștept. Îi pun acum, îi dau o ghicitoare să dacă o ghicește, dar să nu suflă nimeni. Băi, nu tragi cu coada ochiului, că aici nu ne jucăm. Nu suflă nimeni, nu scoate nicio vorbă, că vreau să văd dacă știe. Ia. Spunem ce lucru e în toate și fără el nu se poate. Ia. Numele. Cine a suflat? Băi, a suflat cineva. E ușoară, măi, înseamnă că e ușoară. Dacă îți dau una grea acum, de nu o poți duce. Fii atent aici tu la mine. Fii atent, mai auzi? Fii atent. Sus pe cer e lună plină. Așa. Jos se vede o găină. Așa. Și după asta, și asta e ușoară. Hai, eu știu că trebuie să găsesc. Măi, stai puțin, numai stai așa, numai puțin, ca să vezi tu acum. Drept, drept, da, drept, așa. Ai răbdare, numai un pic, să vezi tu acum ce ghicitoare îți dau eu, că am întâlnit, nu poți duce, fii atent. Zi. Așa. Spune-mi acum ce anume, ce pom e acela în lume care... care, zi măi, care, unei fata. Care ramurile sale. Așa, tata. Care ramurile sale toate o iau la vale și vinele, rădăcina stau în sus cu tulpina. Liniște, Ioșca, facem o tablă până de răspuns. Omul! Omul! Cine a spus? Sub pădure grămădită, șa de lumea învelită, ziua de soare fugită, noaptea de lună împitită. Casa, casa! Casa, pe toate le știu. Eu la orice casă sunt sugă aleasă, eu pe orice cine întâmpin când vine. Când pleacă afară, eu îl petrec iară. Eh? Ușa! Mă, tată, mă, da pe poate. Ce nu poți să pui să șadă în cui? Oh! Ei, ou, na! Cod n-are și bouul nu e, samar foarte măgat nu e, mâini n-are, în copac se suie. Melcu! Auzi, de ce șade cioara în pat? Că nu se poate înțepa în el. Ia uzi, Ione. Și, stai, când e noaptea mai mică? Când te-ai pus seara tu zi. Ui, ca știu tu, iau. Na, Kirem Sipen, spune la mine, de ce se culche bou? Că nu poate să șează. Ce e cel mai dulce lucru decât poate în lume? Limba, când spune vorbe dulci. No, dar ce floră ești nodion se frumos. Ofer fioc ăsta, bărbații place mult la ei. Femeia! Bistos! Bistos! M-ați lucrat voi în echipă, dar acum o să mă construi și eu cu echipa mea. Da, auzi? Are și el echipă, știi? Ce echipă am? Ia să-mi răspunzi tu la o întrebare. Tu cu mine vorbești sau cu... Auzi, răspunde-l-o. Băi, fii atent! Mie nu mi-a spus nimeni nicio întrebare și nici n-am răspuns la nicio întrebare. Nu. Dar... Ia, știi să-mi zici ceva de... Uite-o frumoasă acum, am. Repede, eu pupă la popii, popa, pupă pe la mea. Nu, să nu vor, nu, nu spui deloc. Hai, spun. Stai să încerc. Nu, încearcă, dar te rog cu grijă. Da. Așa. Eu pupa la popi, popa, pupa, pupa la mea. Eu pupa la popi, popa, pupa, pupa la mea. Oprește, gata, ai văzut? Ei, ce zici? Gata? Bravo. N-am știut că... Da, bravo. Bravo. Atunci, nu cu mine, că cu mine nu... Tu-ți smoghiorul. Spune tu. Capra crapă, piatra în patru, piatra crapă, cap în patru. Hei, ștem, cucurigu. Hai, 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 hai. Astea vorbe grele, astea usuiche limba la noi. De asta noi, nem tu dom limba valahă. Astea vorbe rupe limba la mine in egg. Ketio Harum, românește, 10. Bravo, ai știut. Lasă, auzi, fata mea, vino că ăsta e românaș de-al nostru. Îi spune pe nu vedeți că îi merge mintea călare pe cal. Dar minte de îngheață apele. Ia, ia zine, lasă, lasă, vino că auzi, spune, zi tu o minciună, să înghețe apele. Știți atât că ne spune o minciună,
de înghețăm toți. Numai, măi, că până acum le-ai cam dezghețat. Le-ai cam dezghețat. Zi, liniște că o zici acum. Ia, stai. Concentrează-te tare. De ce la noi când era foarte rău... Așa, stai că vreau să-i traduc lui Iosca. Deci de ce la noi când... Unde ești, măi? De ce? De ce la noi când era foarte rău era bine? Stai așa că traduc. De ce la noi, Iosca, când era foarte rău era foarte bine și... Era bine. Era și... bine. Și acum când e foarte bine, e rău. Și acum când e foarte bine, a? E rău, ai zis. Da. E rău. Nemtudom, da. Fii atent. Ce minciună e asta, măi? Și asta e minciună? N-am găsit asta. Mă, porumbița, mă, ce cioc, mă, ce cu porumbița asta, măi? Cu Paloma? E. Paloma a luat-o din Spania, s-a învârtit ce s-a învârtit de două, trei ori deasupra capului meu, până la urmă mi s-a așezat pe volan. Eu ce să fac? Am luat-o că era blândă, am zis că e un semn de la Dumnezeu. Măi, cocuș, văd capră, măi, ai... Bă, dar cu măgarul ăsta ce e? Păi ce, mă, noi nu avem măgarii noștri? Iosca! Bă, noi acum simt că vorbirăm ce vorbirăm, te întrebai ce te întrebai, mă, dar tu nu-mi răspunsești mie. Frate-ai? Am avut un frate geamăn, dar ne-am dus în Olt, ne-am înecat, tata a salvat numai unul și nici acum nu știu care. Iau-s la tine. Da. Mă, tu ești isteț. Și glumeț. Și glumeț, bravo, mă, dar dacă ești așa de glumeț, ia stai mai puțin. Păi mă, află tu că aici noi suntem pe graniță și dacă suntem pe graniță și hârtii n-ai, trebuie să dai un leu de aur. Ce să dau? Un leu de aur. Cum, de unde să dai? Dai de unde ai, că dacă n-ai, tot dai. Auzi, tată? Da. Hai să ne dea cocoșul ca amendă. Lasă-mă, dracu, cu cocoșul. E franțuzește. Lasă-mă, dracu, cu cocoșul ăsta. De cocoș tu ai nevoie. Măi, eu știi ce vreau? Ha. Mai ce-mi place porumbița. Uite porumbița. A, ce frumoasă e. Na, tată. Sunt emoționat. Da, să nu ușor o gingă și să nu-i dai drumul, să nu ne scape. Vai, frumoasă de ea. Mă, ce frumoasă. Hai, mângă-i-o acum să se obișnuiască cu tine până mă întorc eu. Așa. Să te întorci? De unde să te întorci? Plec cu el. Mă duc să dau o raită. Ce? Nu! Ba da! Adică cum? Tu vrei să o tragi în mașină? Bucuros, mă, duce toate, de pace, o război. Da? În țara nimănui, măi, acolo e viitorul vostru, să știți și voi, acolo. E bine să vărți când aud în țara nimănui. Sunt la mine în țară și aici rămân. Ia uite la el. Măi, ridică bariera. Hai. Aveți grijă, conduceți încet. Încet, să nu... Păi numai de n-ar intra în pădure. Ce să zică mama? Ce să zică tata? Ce e, tată? Mi-a zburat porumbița. Dacă-l prind eu, nu mai mă păcălește-l pe mine. A doua oară. Și pe mine m-a păcălit. De două ori. Auzi, mă, mamă. Am rămas și fără porumbiță. Lasă, mamă, tu să fii sănătoasă. Toate trece. Hai. De ce și-a pus, bă, băiatul ăsta? De ce și-a pus el? Stau, am frunte cu că s-ar întoarce și că rămâne aici. Pe unde a fost el, bă? Zi și mie, pe unde a umblat? În lumea largă! Cred că s-a dus pe unde și-a lăsat moșii și strămoșii noștri sămânță. Cai noștri erau tare făloși. Pe unde să duce o lăsăură? Măi, taci, Mărie, ca fealtă părărie, habar n-ai bezbezit. Mă, voi mă nebuniți pe mine, mă, toată ziua stați pășați, măi, și nu faceți nimic, mai aveți și pretenția că le știți, bă, poate. Abia că și tot taca. Ce mai semănați, aoleu? Nu semănă!
încercăm, că nu suntem prost. Păi dar ce este frost? Că de cât de știept ești? Tot când m-am sculat dimineața. Când te-ai sculat de dimineață? Uite, mă întreb și eu ca așa, ca proasta în târg. De unde le știți, mă, voi pe toate? De unde le știți, voi pe toate? Și le mai și în cont de iați. Va una bal. Băi, Mărie, nu-ți mai obosi mintea, săraca. Nu te complica. Păi din când în când o păsărică aduce în cioluc tasul câte o scrisorică, vezi că ești proastă, fără habar n-ai. Păi știți pe taxul, mă? Păi nu l-am mai văzut. Dar știi ce am auzit eu? Că ar fi fost un îndrăvat. Un fălos. Păi da, fă, dacă e neam de-al nostru, neam de fălos. Păi suntem veri și leat cu noi. Da, păi am crescut în părinte, să fii să știi, din când în când și ajutăm unul pe altul. Ei, nu mai spate. Așteaptă fecioarul, e fericit, acolo la el, asta! Ce e, oameni buni, ce e? Vin turcii tătarii cumva? Nu, dai că-i gonește, popașoric! Ciocan, răspopitul, mi se zice așa? Care ștremeleagul gros ca un barul. S-a îmbogățit când a fost popă peste mai multe sate. A băut, a curvăsărit, ca să nu zic... Bată-te fău peste gură! Nu, stai, acum l-au răspopit. A greșit față de biserică și au tăiat nasul la mitropolie. Și acum el se răzbună păi din sat. Fie că-i lucrează la moșie, fie că-i lucrează în curte, fie că nu, dar el... Că el chiar le taie nasul când crede că au greșit cu ceva. Păi da. Sau când nu se iau la întrecere cu el pe tot felul de băzneli. Omul dracului ce mai calu, Dumnezeu nu mai e. Ah, păi cu ăsta nu-i de glumit. Au pățit-o și frații lui tata. Ăsta a început de tânăr. Ah, ori mai fi pățit și alții așa ca el, ca răspopitul nostru. Că de-aia și umblă vorba aia. Fă așa, 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 că de nu staie popa limba. Asta. Când l-apucă pandalia asta, se suie că l-are pe calul lui ăla cu steam fruntela, care e cumpărat de la niște macedoni sau așa, undeva așa, de prin Arabia. Și o ia razna peste câmpuri. Și cum vede vreo femeie tânără așa, cu treburi sau vreo fetișcană neajutorată, ops, ia la galop ca să o... Ca să o călărească și băia nenorocit-o, dracu! A, păi lasă-mă, că și cu nevastă sa nu mi-e rușine! De ce, bă? E, de ce fă, de ce fă? Păi de ce? Păi de ce? Că uite, nu-i ușă de biserică! A, nu râde! Că dacă a văzut că răspopitul ei a luat-o pu-pu-pu! Adică pu-pu-pu! Adică pu-pu-pu, adică razna! E, ce crezi că a făcut? A început și ea, uite așa, să umble ba în stânga, ba în dreapta. Uite așa, dădea cu floșcuța pe la buzele fiecare. Dea de muscă, soră. Bună să tragi și înțeapă. Așa-i făc, ai dreptate. Uite-l că vine. Tanti, vino qua să te spun. Ei, răspopitule! Ei, diavole! Ei, răspopitule! Ei, diavole! Vino și dă piept cu uraganul! Hai să te văd acum! Hai frumușelule la tata să te prezanteze! Opa sus, frumușelule! Thank you.
Fata mare! Fata mare! Păi ce faci, pleci când eu vin să vin? Hei! Ai carte, ai parte! N-ai carte, n-ai minte. Cum te cheamă când te cheamă? Te chema, nu mă cheamă. Te-a destrigat? Cum te strigă? Nici nu mă strigă. Hei, fata mare, fata mare! Hai, dă-ți hainele jos să te usuci, că pe urmă vine-o la tine să te ajut să te îmbraci. Ajută-te pe tine, fă-t frumos, că pe mine nu mă prinzi. Noi fi o fost frumos, dar să știi că sunt folos. Hai că vin, hai că vin acum. Lasă, nu mai veni, că eu plec pe acelea, că sunt acelea. Iete-te la ea, vorbești ca din cărți. De unde și până unde? De acolo și până acolo. Fată mare, auzi? Eu nu știu cum să fac. Să mai vorbim, să ne mai împrietenim, să ne mai... Să... Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Caută și vei găsi. Doamne ajută! Auzi, cum să fac să... Eu venisem să-ți aduc cartea. Lasă, nu mi-o mai aduce. Păstrează-o tu. Ai carte, ai parte. Păi și cu vaca care o văzui? Ce-ai făcut? O lași aici în gura lupului? Știe să se întoarcă singură acasă. Auzi, eu n-am boala vacii nebune, dar să știi că eu tot vin după tine! Ce? V-a speriat? Crezi că m-am amunecat, ha? Sunt din zodia peștilor, mă! Dar unde... unde... Doamne, fă ca nimeni să nu rămână grab în fața mea, să știu să provoc râsul, nu umilința. Dumnezeu al speranței, Dumnezeu al veseliei, Dumnezeu al copilor de râs e nevoie. Dumnezeu al speranței, Dumnezeu al veseliei, Dumnezeu al copilor de râs e nevoie. Doamne, niciodată un copil să nu rămână trist în fața mea, ca harul neprețuit al veseliei să fie motiv de recunoștință, nu de trufie. Dumnezeu al speranței, Dumnezeu al veseliei, Dumnezeu al copilor de râs, de râs e nevoie. Bună să vă fie inima și purtarea, boierule! Ce faci acolo, flăcăule? Meșteresc! Zău! Meșterești? Și ce meșterești? Nu știu ce și cum, dar omul trebuie să meșterească ceva în viața lui! Și de ce fluieri? Eu când nu cânt ce-mi place să cânt, fluieri așa, pagubă! Că mă gândesc la ziua de mâine. Iauzi, iauzi, se gândește. Și cum va fi, flăcăule, ziua de mâine? Ziua de mâine va fi nici bună, nici rea, nici caldă, nici rece, nici de toamnă, nici de vară, nici lungă, nici scurtă, nici cu soare, ploaie sau vânt. Dar vă spun pe al meu cuvânt că mâine va fi tot o zi. Ura, că pun biciul pe tine, bă, bă. Ei... Dar ia spune, de unde ești tu, frumosule, că văd că ești bun de gură? De aici. De când? Din totdeauna. Da? Și din ce trăiești? Trăiesc din ce trăiesc. Păi totuși, din ce trăiești? Aici. Din prostia altora. A, păi dacă e așa,
Tu-ți bagi joc de mine? Da. Păi cine ești tu, mă, să îndrăznești așa? N-am îndrăznit nimeni din neamul tău. Ce ești tu? Cine ești tu? Eu, din voința națională și din voia lui Dumnezeu, sunt alupăcală, 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 sunt păcală, băi! O să-ți placă și mai mult când ai să scoți limba ștreang. Hai, mă! Hai să vezi tu așa ceva. Condamnat? Făcând pe milostivul cu cei săraci? Ai furat bani, cai și bijuterii de la cei care nu dorm zi și noapte ca să facă averi pentru binele țării? Recunoști? Recunosc. Și mă mândresc cu asta. Condamnat, ești iertat din mila măriei sale dacă te căsătorești cu Roxana de Papură, fiică de os domnesc. Nu știu cum arată, n-am văzut-o. O să vezi dacă accepți milostenia noastră. S-o văd. Mă întorc cu ea, mai bine spânzurați-mă. Eu am nevoie de un bărbat, nu de o femeie. Iar rămâne măritat. Mă fac cum am aisteț, băi, frumușel și iubăreț, băi. Iubăreț de fată bună, urlă câinii ca la lună, măi, măi. Of, am auzit că ai plătit mult ca să mă scapi, nu? Bani străinești, am văzut. Bani, cum s-ar zice, murdari. Am spus ăștia pe unde am fost că banii n-ar avea miros. Eu am dat ce am dat pentru tine, pentru că ești o neprețuită. Nu regret. Am dus până acum grija banilor. O să duc de acum încolo dorul lor. Ai rămas în sapă de lemn. Ce o să te faci tu de acum încolo? Hai, mă, bunicule, ce ai cu mine? Oșule! Oșule! Ce tot bați făptura lui Dumnezeu? Păi, ca să vadă pe unde calcă. Că dacă îl bat după ce sparge ulciorul, atunci degeaba îl mai bat. Moș bătrân, moș bătrân cu barba-n sân, dar ai vrea să fii hapsân. Taică, taică, n-o prodiși. Ceaba e să ai dorință dacă... dacă nu e și putirință. Vindeți-o! A furat calul pătărei, doamne! A furat calul pătărei! Nu te faci, măi, că e atâta și trageți pantalonii! Unde jandarii? Jandarii, unde-s că o să pățim, doamne? O să pățim! Face ce o face cu el, pe urmă o să-i dea drumul. Busuiocu, starea dragostei. Mi-a scăpat odată ca fată, a doua oară ca haiducă, a treia oară nu mai mă păcălește ea pe mine.
pun mâna pe ea și... Să nu vei ia înainte, bă! Să nu rămână căruță pe cale! Tata, am venit să-ți cuvânta! Păcălici! Păcălitorule! Păcălitorule! Care-i păcălit și păcălești toți păcăliții din lume! Tata! Bine-ai venit, bă! Tata! Bine-ai venit! E binecuvântat! Tată! E binecuvântat! Acum, tată, o să bem o țuică, o dușcă două de țuică de aia românească de vulcea, o să cântăm A făcut mama oltean și vorba să și râdem nițel. Să râdem nițel. Chiar, tată, cum se mai râde pe la noi? Să râdem mult, mă, mult, dar prost. Ești bine, tată? Eu știu, nu știu dacă sunt bine sau dacă sunt rău, dar eu atâta știu că sunt în aer. Da. Păi să știi că am crezut că glumești când mi-ai zis că ești în pom. Bă, băiete, eu când glumesc vorbesc serios, bă, că vorba aia, vorba dulce, mult aduce. Tăcerea e de aur, cine s-a bă groapă altuia ajunge departe. Ajunge departe, nu, cine s-a bă groapă altuia se numește gropar. Cade singur în ea. Așa e. M-ai făcut să mă râd, bă. Hai, tată, hai să-ți arăt bagajul meu. Ia zi, ce e? Uite, una bucată capră. Care capră, bă, că vă măgar... Da. Care să-ți dea lăptic, o brânzică, ca să ai și tu, că am auzit că ți-a luat vaca Gaia. E, mi-a luat vaca, dar a luat-o. Una bucată camionetă. Nu prea știi tu să umbli cu ea, dar oricum, ți-o dau să pui cloțe în ea, să ia să pui, sau să o dai la fiervei, cum am auzit eu că fac unii români de-ai noștri care ne vând fabricile în străinătate. Una bucată cocoșel franțuzesc, că matale îți place să te scoli dimineața înaintea tuturor. Așa, mam. Și una bucată porumbiță călătoare. Uite acolo lângă dumneata. Asta o bă. Ia uite-o. Dar una bucățică franțuzoaică nu mi-a adus, bă, să o mângâi și eu nițel așa. Să o pipăi puțin și până să-i dau drumul păsăricii. Că m-ai lăsat singur, tată. L-ai lăsat singur și ai plecat. L-ai lăsat singur. Ia uși. Cuc. Ei, dacă am văzut că a plecat și maică ta, ai plecat și tu. Ia ce să fac, ha? Ce să fac? Că râsul de râs face dușman chiar și printre prieteni. Chef, n-aveam să mor. Aia, și să mă îngrop sigur în pământ. Așa că mi-am făcut un cuib acolo sus, ca păsările cerului, tată, să fiu departe de lumea dezlănțuită a vrăjbilor noastre. Iată-mă, băi, a vrăjbilor noastre în tranziție. Ai devenit și filozof. Vorbești ca din cărți. Eu am venit cu barza, bă, nu cu pluta. Și zi, bă, da proste că nu sunt și filozof.
Stase, analist politic. Da, 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 că ăia care au plecat cu seagul găurit s-au întors cu el preschimbat în bani, înțelegi? Cu scrânteala la cap, că nu suntem români noi. Și vin acum, și vin, și vin. Și suc, și suc tot ce-a mai rămas în țărișoara asta. Hai că mă doare, hai să vin ceva. Să vin ceva. Auzi, mă, că vreau să te întreb. Cu nucul ăla, ce e, mă? Nu e nu, tata, e palmier, hai că-ți explic. Palmier? Palmier? Unde m-am auzit eu? Haide, 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 bolino! Haide, tata! Hai, noroc, taică, tăi, cuțule! Noroc, tată, puiuțule! Nu să ne fie mai rău? Așa să ne fie! Hai, stai acolo! Ce avem, bă, aici? Opa! Ah! Brânză! Brânză! Ceapă! Și aici roșii. Ia și ștergă-l. Ia de aici. Îți aduci aminte? Uite. Unde nu, tată? Păi nu m-ai bătut la cap toată copilăria, că asta e ușa sfântă. Asta e ușa părintească pe care intri și ieși. Și care te duce întotdeauna cu gândul la Dumnezeu. Am să-ți o dau cazestre când te insura. Și am să-ți mai dau ceva. Îți dau ceva din sufletul și dragoria mea. Da? Da. Hai noroc. Că altceva n-am, tate. Iar ușa asta de străvană. Pune, pune, ha. Hai, luați, poftă bună! Hai. Gata! Alea, bălină, ce darnică ești! Cum ziceam, ușa asta năzrăvană s-o pui la începutul casei tale. Cine mi-a luat sfoara de aici? Hai, Paulino, hai, 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 pune aici. Pe scarne. Da, hai, dai, carne. O cadă, mă, bălică? Mâncați, luați. Ceapă, cum mă... Măcălice! Dă coadă, dă-te coadă, hai la tata, vină aici. Te arzi, măi! Lasă-mă că e mai bine să te arzi tu singur decât să te ardă altul. Că dacă te ardi tu singur, mai înveți ceva, dar dacă te arde altul, te faci de râs. Așa e, bă, că la noi așa e. Noi râdem unul de altul și dracu râde de toți. Tată Tăligă, păi n-ai umblat tu în toată țara asta în lung și în lat și nu veneai acasă cu traista plină de povești? Care povești, bă? Bă, căliști, tată. Bă, ce alea spui, povești? Bă, alea se grămezi, bă, mandre de adevăruri care stau ascunse, bă, s-au ascunse așa sub bălegar, că ăștia care fac ce fac, când fac, acoperă tot camâța, să nu se vadă, să nu se simtă, să nu... Dar până la urmă tot miroase, că pute, simți că pute, băi! Hai, noroc, tată! Sănătate! Pare bine că te văd, că ești tot colțos! Cât o-i fi și mai trei, bă, băiete. Nu. Că fata mare e sevărită, cum zicea și cu ea. De asta e o pășdea cu mâna lungă, le-aș băga în armată, mă. La instrucție cu masca pe figură. Sol, înainte, sol, înainte, gal, înainte. Ești cum să nu fiu, bă, fiule, bă, cum să nu fiu? Că la noi în țară doi muncești și cinci stau cu mâna întinsă, doar, doar l-o pica ceva. Ceva să le pice acolo. Cum a fost și cu băcanul. Știi? Când l-a dat de gol, că vindea în zile de Sfântul Gheorghe, în ziua de Sfântul Gheorghe, el vindea, în loc de carne de miel, carne de câine. Tu la el acolo. Mi-a avut dreptate, da. Așa el mi-a copt-o și el, adică m-a tăiat din catastiful lui, mi-a luat vaca, că a zis că am datorii la el, și n-am mai putut să cumpăr de la el de niciun bănuț. Dar nici eu nu m-am lăsat dator. Nu m-am lăsat dator. Să nu râdă lumea de mine. I-am furat nevasta.
Polino! Tată! Ia vino, mă, fată! Vino, hai, vino repede, vino, că vino, hai! Hai, vino, că cântă-ne și nouă ceva așa, să-l tăreți, hai, să... Ce să cânt? Hai, ia tu o gură, tăză! Nu știu ce să cânt. Hai, ce se aude, măi, neicuță, joacă hora în poieniță. Hai, negră, și noi la joc, să nu ne uităm deloc. Mai hai, negră, și noi la joc, să jucăm ca pe la mor. Dar lumea, bă, lumea, cum e pe acolo? Cum să fie, tăi? Peste tot în lume e la fel. Sunt și oameni bogați, sunt și oameni săraci. Ce mai e? Libertate, bă. Ca la noi, bă, libertatea e mult mai mare. Da, e mult mai mare. La noi, bogații, sunt și mai bogați. Și săraci, și mai săraci. Noroc, trecuțule, ai noroc. Și acum... Da, acum că pleci, că trebuie să pleci, să pleci în drumul tău, da, așa. Ține minte ce spune tatăl tău. Îți spune tatăl tău, care a trecut prin multe, care știe multe și a plătit prețul pentru multe și pentru fiecare, că omul cât e în viață trebuie să urmeze una din trei. Să se facă oștean cât e tânăr, să se facă călugăr, a când e bătrân, sau să se însoare, tată. Să se însoară, dar numai atunci când e copt aici, bun, bun, când e copt la mine și când știe să-ți câștige banul, nu numai să știe să-l cheltuiască, că femeia are 9 căruri. Apa nu e bună nici în cizmă și la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Zacu, cum zice Sfânta Scriptură, treziți-vă, bețivilor, din beția voastră și plângeți, și plângeți. Păi cine să ia cu mine, vine! Îi dau haina după mine, să ia cu mine rău, să-l păzească Dumnezeu, ca să șarpe de Dumnezeu, dar galbin de mușcă rău, măi Leano! De ce plângi, băcară? De ce plângi? Nu plângi, băi! Păi nu le-ai spus tu că ești liber, ia uite! Ca pasările cerului! Ca pasările cerului! Cum mă fac, cum mă popoltean, măi! Mor de Craiovean, măi! Și să ia cu mine rău, să-l păzească Dumnezeu, ca să șarpe de Dumnezeu, dar la tine mușcă rău, măi, la nou! Păcală, hei! Ce? Păcală, pipirii! Ce lucru? A venit! Trei și-a promine!
Ce vrei, bă, pipiric? Am venit să-mi dai buiera! Ei, ia-ți-o, bă! Nu vreau! Ia, lasă-mă în pace! Tu să te duci la curva aia și să te duci pe ușă, înțelegi? Că eu acela rămân! Băi, băcale, spune-mă să lase merița, bă! Eu m-am dus vaca! Îmi dai muierea, îți dau vaca! Ia uite, bă, ce vorbește să compară, bă! Eu îți dau o femeie și tu îmi dai o vacă! Bă, nu-te răule, mă! În lumea asta aleargă muieri să găsesc cât frunză și iarbă, mai multe ca bărbați! Da, faci! Ia uite, bă, cât de data asta prostul! A avut dreptate! Păi așa e. O femeie mai găsești, da? O vacă? Ba! Puh, Isaac, să pun și-o mâna pe un ban, că vorba aia, vindeam pal meu, nu pal cucumanilor. Se vede clar, nu, se vede că e în burta lupului, numai. Dar când? Cum? Cum? Bună ziua, bă, mâinilă! Bună, pe dracu, trai stămbăț! Ca ce numere aici, mă, omul? Păi măgari ăștia, că am plecat cu 4 măgari și acum văd numai 3! Cum 3? 1, 2, 3! Eu văd 5! Cum 5 când eu văd numai 3? Ia mai numărul odată! 1, 2, 3! Ia mai numărul, mă, odată! 1, 2, 3! Și pe ăsta de sub tine nu-l număr, mă! Nu, dragi, așa e! Uite, 4, da! Dar de unde ai văzut 5? Păi pe tine nu te bași, băi! Tândala lui Tândala lui Tândala! A lui Tândală? Că am și o soră, mă, pe cala lui, pe cala lui, pe cala! Bă, m-a recunoscut, mă! Băi, o fi noi rude de demult, dar poate ne mai rudim încă o dată. Ne mai rudim, ne mai rudim! Răbălărie! Audu! Băi, măcar să dăm de sorme. Că dacă dă puterea de ea, gata. Puterea? Da! Cum puterea? Care puterea? Tu nu știi că ai fost plecat! Tândala este urmărită de putere. Este haiducă, este aceea, este acolo, este dată mumă samă. Păi bine, bă, Tândala, dar tare neam ești, bă, Tândala. Sunt și mai, mă întâlnesc dacă vreau, hai după mine, ia măgari! Bate-l, 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 tu să spun, nu mă-i bate-l, ia să mă! Ce-i acum cu parangelia asta aici? Ia ține tot pe mine, băieți, băi, și asta-i ora la română. Câtă și beau ca străpurmă, că nici casă n-au nici moartă, pe joacă nu se poate. Dar nici casă n-au nici moartă, pe joacă nu se poate. Mio! Era asta, dracu, cu politica voastră, cu tot, că una zice și alta faceți! Soarele vostru astea! Ce-i asta, bă, Tândală? Ce să fie, tu nu știi, bă, tăi electorale! Și bă, tăi, mă, că parcă ți aveau ca frate, mă! Se aveau, se au și acum, dar se văd că am filmat așa de ochii lumii! Ce crezi, bă, ce crezi, bă? Bă, tu cu cine ții? Cu tata! Și tu cu cine ții, mă? Cu mama! Ce amândoi e? Cu cine ține? Cu cine votați? Cu Vlad Țepeș. Cine e, mă, Vlad Țepeș ăsta? Exact, cine e? Din ce partid face parte? Dintr-un partid de mare viitor. Da. Și voi te filați așa, cu mâinile goale? Nu, o să purtăm, dar o să purtăm și noi o țeapă lungă și ascuțită bine. Și pe care să scrie drept, plată și răsplată. Mă, tu înțelegi ce vă dăm pe la vrăjeală ăsta? M-am înțeles, n-am înțeles, nu-i să ne vedem de treabă, bă! Ala trăiască câinii, mă, câinii! Ajutați un biet țărman! E, Tândală, tată, fuse și se dus. Hai, ia-ți măgarii tăi și plec pe drumul meu. Ajutați-mă, că dacă dai și Dumnezeu o să-ți dea... Ce faci, mă, Pocitanie, aici? Pocitanie? Eu nu sunt Pocitanie. Eu sunt prostul satului. Păi atunci ești cineva, ești băiat de viitor. Sigur că... Păi, dar de ce cerșești aici, aproape de biserică? Aici e biserică, aici e monument istoric, aici trece lumea, vine, pleacă. Dar tu de ce ești prostul satului? Pentru că sunt deștept. Păi dacă ești deștept, nu poți să fii și prost. Ba da, ba da,
Pentru că dacă toți cei de care-ți bați tu joc să unesc, atunci fac ei ce fac și-și bat ei joc de tine. Mai ales dacă îi dai pe față. Că cine sunt, cum sunt, ce fac, ce dreg. Și ca să n-aibă urmări, atunci te fac ei praf. Că nu l-a ascultat, ăsta e prost, ăsta nu știe ce spune. Ăsta e un măscărit și mi-au pus tot felul de vin în spinare. Păi arată-mi mie, unde sunt? Păi ți-arăt, da, numai până la un atât. Eu în casa răspovitului nu intru, nu mă apropii. Nu-i nimic, ia și un ban de la mine. Să fie primit. Nu vrei să vii cu mine? Hai! Hai! Hai, dracu, anticii ăștia, grecii ăștia, cu concursurile lor. Să nu vrei drept premiu nici un șfant, nici o dragmă. Să vrea numai iarbă, frunze pe creier, lauri de... Hai, că l-a cu proști, mă. Asta e o rudă, da, mea. Speriați peștii! Ai prins ceva cu... Nimic, nimic! Dar stau de-abia de o săptămână. Dar nu-i nimic, am răbdare, aștept, eu aștept. Cine e proștul satul? Păi cum, nu... Păi nu, eu sunt prostul de aici, ăsta este vârmiu. Este prostul de la râsul lumii. Suntem doze. Bine atunci, noroc la pescuit! Iepuri, iepuri! Noroc! Bă, dar prost e și ăsta, bă! Trage, trage, trage! Asta, asta este căsuța mea cu ibușorul meu. Ziua e bordei și noaptea palat din povești. Aici... Aici... Vezi ce incrustațiuni, ce fiecare... Cu... Asta este casa soră-mii. Iar fata asta care se apropie cu ulciorul este Irina, este fata aia mare. Ea are grijă de copii, ca ei muncesc de spetesc, muncesc care pe unde apucă. Fată, fată frumoasă, dă-mi și mie o gură de apă, că sunt mor de sete. Bună ziua! Să crești mare, fetiță. Tatac-tu unde? S-a dus la moară să schimbe numele la păpusoi. Da? Păi și vine de grabă? De-ar veni pe drum cotis? Apoi de grabă, iar de-a venit pe zad dreptuc, mai cu zăbavă. Da, maică, de unde? Nu departe, aici, în sat. Aici, în sat? Păi ce face ea în sat? Din două babe, o nevastă. Din două babe, o nevastă? Da. Cum ziceai tu aia cu păpușoiul? Păi se va întoarce acasă cu făină în loc de păpusoi. Și cu babele cum e? Cum e? Păi s-a dus cu două cămăși vechi și rupte, pe una s-o trice de tot ca să cârpească pe cealaltă. Bravo, mă, fetiță, mă, dar tu ești deșteaptă rău. Acu ești, mă, din ce neam ești? Din neamul lui Păcală. Cine ți-a zis? Asta ne-a spus învățătorul la școală. Învățătorul? Păi ești de-a mea, mă, fetiță. Mamă, mamă, ne e frică! Nu vă e frică, dragi mami! Nu e frică, doamne! Închină-te, închină-te și la Sfânt Ion și la Sfântul Vasile, că o să avem nevoie de toți sfinții! Dați veste în împrejurim. Cine va reuși să înfure calul ăsta arab de curse, are de la mine o pungă cu galbeni. Iar de l-o-i prinde, o să-i tai numai nasul, ci și limba. Mamă, dacă pierde rămășagul? Spune-i lui Fita că nu o să-l pierd niciodată. Aveți grijă! Ei, ce zici, bătrânico, ce zici? Ai mai văzut așa ceva de când ești? Minune, maică mare, minune, maică mare, minune. Da, de unde ești, băbuță?
de aici de acolo, măriata. Sinceata, sinceata, nu-ți faci o puștiu de bine și... Să mă lași pe mie să mă dignesc picioarele aici, că ziua mai voi să mai fac tâmpaza noaptea, nicio... Ei bine, ei bine, până mâine dormi aici, e destul loc în tindă. Mulțumesc, măriata. Are cucoașă, o să meargă bine. Stai aici. Da, ce bei babu acolo? Niște mai se face, tare ca focul, tare. Ai mușione, cazurile. Dar nu le dai și nouă, să ne mai dulcim amarul, că păzim armăsarul ăsta zi și noapte. Îți dau, mai te dau. Păi, hai la o băută. Grație 4004. 4005. 4004, 4005. Pe un an contează. Chinezul, fără să întâmpine nicio rezistență, a ocupat Europa. Nu se poate. Bă! Bă, am auzit eu la moară, la coadă, la moară, că chinezii ăștia, dacă se suie unul peste altul, uite așa, ajung la lună, bă! Nu se poate. Ba da, bă, se poate, dacă spun eu. De, vezi că se leagă. Se leagă, bă, se leagă. Eu sunt bețiv. Și ratat. Dar citesc. Citești? Citesc anumite almanahuri, da, anumite... Ce almanah e ăsta? Ăsta e... e... Ghimpele ăsta, nu știu din ce secol e, dar e plin de povești fantastice. Nu se poate. Acum și aici totul se poate. Numai mintea să-ți meargă. Numai mintea să-ți meargă. Părâie mintea, l-am prăjit pe l-ați popit. Răspopitul a fost răsprăjit. Ce mi-ați făcut? Ce mi-ați făcut? Trebuie să mă ajutați. Pariu, să nu pierd pariu. De norociților vă arăt eu. Ăsta-i calul meu. Bună ziua, părinte. Iar măsarul meu. O fi, n-o fi. Dar de unde l-ai? L-am furat azi noapte. Azi noapte? Da, azi noapte. Când i-am pus pe nenorociții ăștia să-l păzească cu pistoalele... Ia vine, mă, încoa. Lasă, că e tânăr, poate... Și ce dacă e tânăr? Să opri să-ți iau și ție târtița. Hai, luați-i! Mulțumesc. Mă descurc singur. Oficialilor. Bravo, fiule. Și de unde și până unde pe aici? Păi vin de acasă, părințele, dar nici nu știu pe unde am umblat și pe unde o să umblu, dar am venit să mă fac argat. Aha, foarte bine, fiule. Foarte bine. Tocmai aveam trebuință. Că ăștia n-au făcut nimic. A trebuit să le tai nasurile. Și îmi place de tine. Că nu ești nici de aici, nici de acolo. Și la mine ai puțin de lucru. Rănești pe îngrajduri și apoi stai.
duci caprele la păscut și iar stai. Așa că stai și iar stai. Auzi, Bibilico, du-te și adu-mi voielile. Și tu ce te holbezi așa? Vezi de copilăria ta. Ți-e drag lucru? Apoi, sfinția ta, e greu până mă apucă de lăsat, mă las imediat, cum m-am lăsat și de negustorie. Negustor? De piei de cloșcă, aveam niște piei. Ah, isteț. A, glumeți, sfinția. Dar hârtie ai? N-am. Cum n-ai? Uite așa, n-am. Îmi pare rău, fiule, dar în oameni fără hârtii n-am încredere. E, sfinția ta, ce să zic, e trist, dar cred că mă apuc din nou de furat, că văd că merge. E, lasă, lasă, treacă de la mine. Simbria. E bună, 7 capre și un țap și e loc și de mai bine. Până când? Până o cânta cu un nuc sau până ți s-o ură cu binele. M-am voiat sfinția ta. Dar mai trebuie să facem un rămășac. Cine s-o supăra întâi, ălalt să-i taie nasul. Dacă nu, și limba. Fie sfinția ta. Nasu! Nasu, că doar nu, nu? Hai, Bibilico, vină încoa. Uite, am scris și în voiala. Cum te cheamă? Păcală pe păcală. Scrie. Așa. Citește-o, iscălește-o, fiecare cu hârtia lui. Și rămășagul? Înainte de rămășag, spune-mi, dacă ești negustor, de ce vrei să vii la mine? Mie nu mi-e rușine să câștig și eu un ban în plus. În plus? În plus. Ho, ho, ho. O să câștigi, o să câștigi. Încățeaș nasul tău. Și eu ca sfinției voastre, sfinția voastră. Mai bine mușcă-ți limba, că dacă nu ți-o tai. Hai, iscălește. Ce? Punga cu galben. Lasă, iscălește. Punga cu galben. Na! Citește. Păcală pe păcală, slujba domnului Popa Șoric. Așa. Păi din casă! Aha. E vin bisericesc. Aha. E pentru noi. Pentru noi. Pentru noi. Să bem aldămașul. E, bune, bună, ha? Ești încetat. Mai pune, mai pune. Pune, pune. Pune, așa. Hai noroc. Hai noroc, hai noroc, hai noroc. Bea, 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 că e bun, bun, ha? E bune, mai bune, mai bune. E vin bisericesc. E bun, e bun. Hai, noroc. Hai, noroc. Hai, că vezi așa. Hai, bea, bea, bea. Bisericesc. Bisericesc. Thank you.
Vai de aici. Fură-mă. Scapă-mă. Scapă-mă. Du-mă de aici. De la omul dracului. Doamne, iartă-mă. Am aur. Am să merg cu tine până la capătul pământului. Mă-n satul tău. Tu. Du. Ești tu acela? Nu sunt mamă eu. Stăpâne! Stăpâne! Cine e, mă? Ce strigi așa? A dispărut trăsura! Trăsura cu cai! Trăsura? Caii mei? Am orbit! N-ai orbit, cotoroanțo! Ești legată la ochi! Șoarici! Fetelor, târâți-o în dormitor! Ia! Așa. Hai, ieși! Mamico! 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 Așa, ce ai pățit? Ia, zi, hai! Deodată așa, deodată, deodată m-am trezit, parcă cineva m-a strigat. Și m-am uitat așa și tu dormeai, ca bușteanu. Tu dormeai! Și atunci m-am uitat în jur și era cineva la fereastră care îmi făcea semn. Vreau să strig, strig, dar îmi pun gura, nu mă asculta, vreau să... Dracu era, dracu, era dracu, Doamne, iartă-mă, dracu era și am simțit așa, că parcă m-a tras afară, așa, o forță și când am ieșit am simțit că s-au scuturat o strandă virii, e din ziua când ne-am cunoscut. E plângea pădurea, e plângea pădurea, e plângea pădurea. Și? Și zefir. Nu, dragă, și? Și m-a luat pe sus așa și m-a suit în trăsură. Nu era trăsura noastră. Nu știu, adică am adormit. Tăticule. Tăticule, ai văzut ce-a pățit mămica? Ia, hai. Vezi-ți de copilăria ta. Dorm, leneșule! Dorm când soarele-i de trei poște pe cer. Dorm, dormirea-i somnul ăla. Dorm și habar n-ai că pe cucoană a luat-o dracu. De ce dorm, mă? De ce? Ca să nu stau degeaba, sfinția ta. Dar ce? Nu cumva v-a supărat? Nu, fiule, nu. Glumesc. Să-i fac una lupă care de să mă țină minte. Să nu zici mie, șoric. Să-i faci în șoricinule, că merită să-i faci. La dimineața asta, până! Păcală, vină la mine. Hei, du-te, duce-te. Și ai grijă că lupii dau târcoale și pormă. Și la întoarcere să mi le aduci în flanc.
aliniate una câte una, ca la armată. Ochi și urechi. Părinte, că eu tot părinte vă zic, dar eu de mâncat ce mănânc? A, uite aici, cașcaval de vâlcea. Na, mă, na, și pâine de țez, mă. Ține, uite așa. Să mănânci, să mănânci, dar să vii cu ele întregi. Cum să vin cu ele întregi? Întregi. Ce, fiule, te-ai supărat? Hai spune, nu te spii, că eu sunt gata. Să mănânc, să vin cu ea întreg. Ce dracu. E timpul să mănânc, am gheorăi mațele. Dar cum să fac? Să mănânc și eu și câinii? Și să fie întreg? Ha? Ce zici? Ce zici, că să-i tai un dop? Îi tai un dop. Aude. Ce faceți aici, oameni buni? De ce plângeți? Păi cum de ce? De trei nu s-a sunat Fimiu și uite-l! De trei luni m-am însurat și mi-a și născut nevasta. Am făcut și nuntă cu dar. De-aia am legat-o ca pe un câine. Vin aici. Măi, oameni buni, măi, dar ce nu vă înțelegeți voi, mă, oameni buni? Femeia naște odată la trei luni, după aia naște la nouă. Ei, de când s-au luat ăștia? De trei luni. Ei, de când l-ai luat? De trei luni. Și tu? De trei luni. Ei, vedeți, copilul are nouă luni. Păi nu. Ei. Ăsta-i ultimul transport! Fii, mă! Hai! Ia! Hai frumosul! Hai! Hai să vă spun povestea cu țăranul care n-avea niciun ban, s-a dus la vânci. Angiule! Hey, am venit cu animale. Și am venit cu banii. Bani buni. Bani buni o să... No, o să se bucure răspopitul când o vedea ce afacere a făcut cu tine. Păi crezi și eu că o să se bucure. Să bucure și el și al lui. Ia, hai, ține palme. Curat chilipir. Așa. Mai pune, mai pune. Păcală! Unde ești, păcală? Aici, stăpâne! Bună ziua, stăpâne! Ai făcut, n-ai făcut armata când te cheamă comandantul, ce faci? La ordin! Așa, mă, băiete, la ordin! Hai, adu pâinea și cașcavalul! Mișcă mai repede! Poftim, stăpâne! Bravo, băiete, ești ascultător! Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Aha, bravo, bravo! Marș! Da, ce-am zis?
Și pâinea? Pâinea o mâncași, ai, o mâncași. O aduc și pâinea, și pâinea. Pâinea. Ia. Ia. Ce e asta? Asta e altă drăcovenie din partea ta. Asta, uite, ce dracu a... Doamne, iartă-mă, asta e și mai ușoară. Ce dracu a făcut nenorocitul ăsta, mă? Ce... Te-ai supărat? Te-ai supărat? Nu, fiule, nu. Mi-a făcut plăcere. Acum... Hai să vedem animalele aliniate, așa cum ne-a fost vorba. Întinde-o! Că până aici ți-a fost. Cum ai făcut ochi și urechi? Ghiți! Le-ai legat cu oață? Ghiți! Hai, arată-mi, că nu mai am răbdare! Nu m-am supărat și nu sunt părintele tău! Ocolo! Te cheamă răspupitu! Ocolo! Ești angajat slugă, nu armăsar! Treci în coșul! Da, stăpâne! Am venit, stăpâne. Păcală, sunt prea mulțumit de tine. Și ca dovadă că sunt mulțumit, îți dau de pe acum drumul să pleci. Hai că te plătesc bine. Uite, a cântat și cucu în nuc, așa că du-te sănătos și să vii când te-o chema eu. Sfințeata, chestia asta cu a cânta și cucu în nuc e veche de când lumea. Cântă cucu în nuc, ce să spun, dă păcală de curete vei un nuc, pică răspăpita, să schilodește, intră în spital, păcală intră în pușcărie. Nu plec de aici nici să mă piși cu ceară. Hai! Păcală! Ce? Îi cheamă răspăpitu! Ce mai vrea? Iar te vrea! Hai, păcală, hai! Cât mai stau după tine? Da, stăpâne, gata, amen. Ziceam, taică, că dacă tot te mai odihnești, să mergi cu noi până la moara dracilor, să maci niște grâu și niște porumb. Eu cu Didona mergem până la oraș. Poate o dau și la vreo școală. De-aia de menaj. Măsa o voia cântăreață, că ăla era visuit. Ia uite. Toată ziua ascultă plăci. La oraș stăm vreo două zile. Se mai distrează și fata, își vede și ea de copilăria ei. Dacă ești cu minte, odată poate te iau și pe tine la vreun hotelaș cu fetițe. Ori la un sexy club de viitor. Hai că ești beat isteț. Hai, da, stăpâne. Stai!
Stai că trecem prin pădurea aia în care mișună bandiții și trebuie să mergem împreună. Na, pălăria mea, îmbracă-te cu rasa mea de altă dată. Să creadă hoții că tu ești eu și că la tine-s banii. Nu, părinte, că a mai fost tata odată popă și a pățit-o. Nu, părinte. Mă, ia vezi. Tată, tată. Ce vrei? Cală mă face să râd. Te rog eu mult, nu care cumva să-i se întâmple ceva. Tu vezi de copilăria ta. Da. Și ce de făcut? Cum apar bandiții? Pac, pac! Îi lăsăm toporul să se apere de jibinile din pădure. Că pe răspopit îl prinde ea țântala. Îi lăsăm fluierul. De ce? Să fluiere de urât. Bine. Și cureaua. Și cureaua? Să spânzure cu ea. Auzi? Păi dacă mă îmbracă ăsta în două rânduri de țoale, gata, ajung și eu ca tine gras, băi, borțosule. Bunica, bunica, uite unul în pielea goală, gândește albinele. Urcășiunea! Doamne, apără-și, păzești să te-i bătuși. Lasă-o, mamă, în pace! Să vadă și ea pe dracu! Ea de vreme să vadă ce l-ai mai văzut! Vă spun eu! Mai, că parcă era să jur că era mumă și parcă era mumă! Uite, mumă! Acolo, 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 așa, 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 acolo, așa, acolo, tata, așa, așa, sigur că nu. Penelopa! 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 Iubito! Din tuna lui mama, ce grijă! E o foame de lup! Ce grijă! Nu mai pot! Hai, nici nu știi ce surpriză ți-am pregătit! Haide, hai! Ah, tata, în sfârșit acasă! Ne-au atacat bandiții. Ne-au... Dar de ce sunt numai două tacâmuri? Chiar? De ce sunt numai două tacâmuri? Ia uite! E, păi lasă că mă duc eu să-mi aduc. Ia, du-te, Didonald! Du-te! Ne-au atacat bandiții. Mune! Ah, ce-am pățit? Da? Am rătăcit pe drumul o vreme. Da? N-am mai ajuns la oraș. Oh! Iar noaptea am făcut-o la un coleg de biserică. Ala!
Am mai jucat și o carte, dar nu mi-arde. Dar Didona, Didona lui mama, Didona! Ce-a făcut Didona? Și-a văzut de copilăria ei. Ia zi, fata tati. Ia zi, Didona, Didona, zi lui mama. Am fost la Prisăceaua, acolo unde s-au făcut descoperiri arheologice. De peste 2500 de ani. Din epoca de fier. Da. Și nenorocitul ăla, nenorocitul ăla cu care plecară, unde e nenorocitul? Dar mama nu-l fă nenorocit. Cura, cura, cura. Yes. L-am lăsat să se bată cu bandiții. Aha, care va să zică că m-au atacat. Dar poate l-au căsăpit, poate l-au căsăpit. Așa sper și eu. Dar dacă mascați ea, ne-au luat carul cu tot ce aveam în ea. Hai, lasă, lasă, nu te mai vei cărică și așa ai zis tu că asta e momeala pentru bandiți. Dacă nu mai vine, înseamnă că nu mai e pe lumea asta. Ce mai? Nu mai, nu mai. Auzi, ai ceva de mâncare sau nu? Am, totdeauna am ceva pentru tine, dar... Vezi cum ești, tu zici că pleci o zi, Don. Hai, 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 hai. Și pleci în nouă. Hai, Didona, haide, hai să-i dăm un sac cu domnul. Hai, nu-i mai. Ia, ia. Na. Buina. Auzi? Așa. Ce rău îmi pare că s-a dus pe lumea aia înaltă, prostul ăla. Da. Ce aș mai fi? Tăiat eu nasul ăla, nasul ăla năsos. E, lasă, lasă, că așa ai scăpat și tu de un păcat și a scăpat și el. Și eu m-am mai liniștit, așa că... Da. Mă, și antizul, cred că o să mai născocească că căzut ăla din luna. În fel mă gândeam, ce să mai am? Auzi? Da, aș vrea și eu. Niște pelini de mai să-mi tignească mâncarea. Bea, du-te și din pivniță, ia! Ia! Bea, mai staci, femeie, că mai nebunit că ai pună de o peretă! Bea, bea, nu te lăsa, uite că viața e grea! Nenorocitul ăla! Cu ce? Cu mâna goală! Are numai un topor! Unde te-ai îmbrăcat așa? Că nu ești nici civil, nici militar! Ha? La second hand, sfinția voastră! Sau dacă vreți, de la dreptul gol! Ha! 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 Și atunci, de ce mi-a luat toporul ăla cu tine? Pentru von, nevoie! Păi dacă e așa, de ce ne-ai dat măcar cu el în criminalia, mascați? Eh, nu m-am supărat destul și când m-am supărat, am fugit! Mai taci odată din fluierul ăla! Dar ce? V-ați supărat? Noapte bună! Noapte bună! Noapte bună! Bine ar fi noapte cu lună! Noapte bună! Noapte bună! Bine ar fi noapte cu lună! Hai, ba! Ce bine ți-ai? Cu tine n-am? Da, o să am! Didona! Ești! Didona! Didona! Ce ne-ai făcut?
cine ești tu, mă? Mă, cine ești tu, mă? Mi-ai bajocorit nevasta, mi-ai bajocorit fetița, mi-ai bajocorit ibovnica. Mâine, păi mine, o bajocorești și pe mine! Nu mâine, păi mine, sfinția ta! Ce te nu-ți place, altfel îi face! Pe cine căutați, mă, pe păcală? A, nu pe el îl căutăm acum. Dar pe cine a căzut nepasta? Bă, vită încălțată, nepasta-i nevastă-ta, nu noi! O căutăm pe fata, haiduc. Aia care fură, jefuiește în sus și jos și spune că dă la săraci. A. Minte sfrunta despre noi. Lucruri trăznite, ca să vină lumea să râde de noi când o vedea. Încotro a luat-o dacă ai văzut-o? Păi, eu n-am văzut-o, dar pe acolo a luat-o. Acolo, acolo, sus, acolo, mă! Hai, bă, pe cală, bă, hai că știu că ești acolo, bă! Bă, băcarule, bă, a prins râsul rădăcină, bă, ne-am înmulțit la râs, bă. Păi, dai cum? Auzi, mă, băcarule, dar eu mai vreau ceva. Hai, hai! Ia uite-l, bă, pe ăsta, iar! Păi ce faceți, bă, unde ați fost? N-ați văzut că ăsta-i cap acolo a venit! Acolo, pe unde ați venit, băi! Hai, hai! Tate, mă însor, tate! Mamă! 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 Mă mărit! Mamă, sunt așa fericită! Fi fericită, fata mea, fi fericită! Da... Ascultă-mă și pe mine înainte de a porni în viață. Mamă, bărbat îți cer și voi să mi-l dai acum, că orzul în copt a dat și trebuie să-i cerat. Să fie într-un ceas bun! Am neaștept. Te invit la masa mea, mă. Să primești sfatul de la un tată care a cunoscut femeile. Tu ai cunoscut femeile? Pasărica? Pleci,
să te însoțească piața bună, ca un inel sticlind în dreapta ta. Nu șovăi, nu te îndoi, nu te întrista. Purce de drept și biruie în furtună. Când vii, pășește slobod, râzi și cântă, necazul tău uluit întreg pe prag. Căci neamul trebuie să-ți fie drag și casa ta să-ți fie zilnic sfântă. Baudelaire! Ai fost tu la Paris, dar ai fost degeaba. Ai dat-o în bară. Pușkin! Nici! Ah, Tudor Arghezi! Se vede că a stat la mănăstire. Ai vino, vino, că în sfârșit am întâlnit bărbatul meu iubit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește-ne. Harul Domnului cu voi, cu toți, amin. Harul Domnului cu voi, cu toți, amin. Casă de piatră să vă dea Dumnezeu să fiți fericiți. Și am văzut că aveți o barză acolo. Asta înseamnă că Dumnezeu o să vă umple casă de copii. Să vi dea Dumnezeu frumoși, sănătoși. Să vă bucurați și să-i bucurați pe cei pe care aveți. Ce folos că avem ce mânca și nu ne vede nimeni, că dacă n-aveam, ne știa tot sat. Hei, tu, apropie-te! N-auzi, mă? Dă-te în coacă, n-o să-ți fie bine! Văd că te-ai așezat. Mam! Se mai spune că nu prea ești de pe aici și că ești negustor. Așa e? Păi dacă se zice și se spune așa și pe dincolo, înseamnă că aveți pion bun, așa e? Da. De pe ce locuri vii, măi, creștine? De prin toate părțile, de unde să vin? Vine din toate părțile, dar... Dar pe tine, cum te cheamă creștinul lui Dumnezeu? Hei, tu! Cum te strigă, mă? N-auzi, mă, vino cu a! Dar văd că ai răspuns la toate. Da, autorizație de construcție ai? N-am. Păi dacă n-ai, pleci. Și dărâmi. Și dacă nu dărâmi, dărâmăm noi. Și tot pleci. Nu plec, etena, rămân aici pentru totdeauna. Aici nu. Je suis, je reste. Oh. Ba, pa, măti. Ce a zis, m-a înjurat? Păi, pa, vreau țuzește. E spion. S-a dat cu franțuzi. Tu nu știi, bă, că vin americanii, că avem petrol, că ne dăm pe mâna lor și pe limba lor. Pa lor o știi? Fuck you! Ce faci, mă? Da, așa mai vin de acasă. Dar rusește, rusește, știi? Nu eu, tata. Alte vremuri, alți oameni.
Asta să-i spui lui Mutu. Unde fi el? La vremuri noi, tot noi. Băcale! Andala! Băcale! Hei, hei, ce dai buzna așa? Fură ea de la primărie? Fură, fură, dar plegară. Fută-i mama măsii, că niciodată nu-i prin păște. Cine acolo, băi? Cine acolo? Noi, animalele de pe lângă casa omului. Și care ar fi alea? Oaia, sapu, berbecu, vaca și măgarul le. Atunci bine. Vorbeau animale. Vorbeau animale. Bă, hey, ferește-te de măgăruși. Să trăiești, ceapăle! O să trăiesc, copii, o să trăiesc. Domn primar! Domn primar! Ce, mă, ce ești, nu ți-ți băi acasă? La cântatul caprelor au venit cocoșii și mi-au furat hoții, domn primar. Ce zici, mă? Ce zici, mă? Ce se? Ce zici, mă? La cântatul hoților au venit caprele și mi-au furat cocoșii, domn primar. La cântatul cocoșilor au venit hoții și mi-au luat toate animalele. Bă, băia care vă zghiți! Ia spuneți, mă, există la noi în sat vreun hoț? Unu! Mai mulți, domn primar! Ce aștept eu de aici? Nu m-am umblat cu minciuni, că te bag la răcoare! Ia să... Și pentru că nu-ți plătești dările... Așa, așa e, că nu ne plătești! Stai liniștit și nu zici nimic, nu? E, lasă să fie primăria neliniștită. Ce? Ce, mă? Cum? Și ce te uiți, mă, cu note așa la mine, ha? Ca să fac economie de-aia. Ce să faci, mă? Economie, na. Economia, mă. Și tu de ce ții, mă, pălăria așa? Șșș, pescuiesc. Ha? Ce faci? Pescuiesc, taci din gură, că-s peripești. Păi cum, așa, fără ploaie, fără vânt? Păi da, ha? Omul trebuie să încerci. Ha. Păi da, așa e. Omul trebuie să încerce. Păcală. Zi, păcală. Păcală. Prins, băi, hei! Ce, ce te vorbești? Ce mă frumoasă, ce faci? N-am loc de tine? Eh? Ce, te uiți? Tragi cu ochiul. Băi, violez proprietatea, înțelegi? Bă, ție nu ți-e frică? Ca și altora. M-am întâlnit cu niște cunoștințe pe aici, m-au strigat, stăteam cu ele de vorbă, nu? Ești mecher, vrei lăptic. Nu, dar vreau să știu cât mai stau astea pe la dumneata. Cât lumea? Le-am înfiat conform legislației internaționale în vigoare. Auzi? Hai să-ți dau un soi de țuic. Ce, mă? Ce, mă? Hai! Pentru un lot. Unul a câștigat un lot de loteria națională și tot voi să ia. Băi, fraților, băi, nu știți că furtul e un păcat strigător la cer? S-a lăudat la lume!
nefericitul ăsta de tatăl meu, că a câștigat la loterie, că lozul la el împoznat. De asta toți vor să-l jefuiască. Bă, hoți, ce aveți mă cu lozul omului? Deci să mai trăiesc și să nu-l avem noi. Bă, păcătoșilor, bă, fiecare are lozul lui, bă, norocul lui. Așa scrie și în Biblie, nu? Eu. Bă, de ce nu vă iubiți aproapele, mă? Așa ați învățat voi la școală, la biserică, acasă. Bă, bă, cu țigările astea, cine ți le-a luat în cap? Tactu, păcală, prostul ăla! De ce vii așa târziu? Abia m-am strecurat. Lumea se bate, se ceartă, se înjură. De ce? E, au nebunit după bani. Doamne, părinte, mai doriți ceva? Fata tati, aș mai dori eu. Mă duc să trag clopotele. De ce să tragi clopotele? Păi ca să bată. De ce să bată? Păi că a murit. Cine a murit? Primarul. A murit primarul? Cine a murit? Primarul. Primarul. Ce? Tu cine a murit primarul? Primarul. E zia ta, a murit primarul. Cine a murit? Primarul. Îți mulțumim, doamne. Cine a murit, mă? Cine a murit, mă? Adică, doamne, păzește-l, doamne, păzește-l, apără. Cine a murit, mă? A fost doar o propunere. Te învăț o minte. Ia ascultă, Păcală! De unde ai avut atâta mamă să-ți faci casă? Am avut. De unde? De la bunicul Păcală. A luptat și aici a dat domnul țării pământ pentru totdeauna. Întoarci mechier vorbele, dar impozitele le-ai pus în cui? O să vedeți voi, bă, dracu! Poate, dar cine râde la urmă, râde mai bine! Uite, un iepure! Îl prind și-l ducem acasă. Și dacă iepurul ai, că o să vede mulți pui. Puiul o să facă și iepurași la rândul lor și o să avem o grămadă de iepuri. Vindem iepurii și cumpărăm o vițică să face vacă și o ducem în târg și o vindem și luăm o iapă. Iapă o să nască un mânz, îi ham pe amândoi la căruță. Omul sărac nici boi nu trag. Păcală, păcală, mare păcală mai ești. Hai, nu te necăji pentru un iepuraș. Păcală, păcălici, păcălitorule, care păcălește pe toți și se păcălește și pe el. Am o idee. Serios, am o idee. Nici pe fac! Să rumâna! Îți lăsăm rațele! Că ne gheore mațele, tată! Tată! Vindem rabla, tată! Să plătim gloaba! Te iubim, tată! Să rumâna, tată! Te iubim! Thank you.
Hai să o împingem. Hai. Hai, mă, să vă ajut, mă, Băcală, mă! Hai, bravo, mă! Hai, Sorbiu! Hai, dă-ndală! Dă-i, că merge! Hai, Sorbiu! Băieți. Uite, fractul ăsta, am împins și pe bon ne-am lins. Ce-ai făcut, mă? Dar cum adică ce-am făcut? Dar eu v-am vrut să vă ajut. Cum, eu v-am făcut un... Dar v-am scăpat de pâzdăganii asta. Zău așa. Mi-a fost frică pentru voi. Dar și pentru mine. Tândală, ascultă-mă pe mine. Noi suntem meniți să fim săraci. Că la omul sărac ești boi, nu trag, îi pică pâinea încăcat și să scoală ce nu trebuie în biserică, dar nu ține până acasă. Hai, mă, băieți, să luăm drumul de coadă și o mântâlni noi noroc în cale. Mergeți voi pe drumul vostru, eu merg pe drumul meu. Soră mea, să fii fericită. Dumnezeu al speranței, Dumnezeu al veselii, Dumnezeu al copiilor, dă-mi nevoie. Dumnezeu al speranței, Dumnezeu al veseliei, Dumnezeu al copiilor, dă-mi nevoie. Matilda, eu ți-am spus și o repet. Tu trebuie să te ocupi de femei. Eu? Da. Să mă ocup de femei? Dar de când mă ocup eu de femei? Tu te ocup de femei. Eu mă ocup de imagine. Da? Care imagine? Ce imagine? Imaginea partidului care solicită unitate între liberali, țărăniști, sociodemocrație, umaniști și ecologiști. Bravo, halal imagine. Facem ce facem și iar ne întoarcem la țărănie. Pășunistule. Nu vorbi așa, nu vorbi așa, Matildo. Câștigăm alegerile după ce ne unim. Așa. După aceea ne ocupăm noi de marea politică europeană, iar ei, alegătorii, care o să ne voteze, bineînțeles, nu? O să ocupe de ale lor până la noi de alegeri. Bine, Joane, bine, facem cum spui tu, să vedem ce dă. Tată, tată, a dispărut calul și locul nu este un om. Ia oprește, mă! Ce vorba e asta, mă? Stai de mine, ce e asta? Păi, unde-i calul nostru? Păi, chiar așa, unde-i calul nostru? La calul înapoi, vreau calul. Are dreptate, copilul. Și unde-i calul? Nu vă speriați, eu sunt calul pe care l-ați cumpărat. Cal? E me. E cal. Mea! Ce ai, da, m-a blestemat unul să fiu cal timp de 7 ani, că l-am înjurat. Bine că nu m-a blestemat să fiu măgar. Acum mi-a venit sorocul și pot să fiu cal de curse. Faceți-vă mentrele cu mine, doamnă, că și așa... Termină, bă! Lasă-l, Jeane, lasă-l, Jeane, să plece. Lasă-l, că n-ai ce să faci cu el, bineînțeles. Hai, să rog,
Mâna mai! Hai! Bă, să nu uiți să ne votezi! Cioara de pe gard! Votați cu cioara! Ia uite ce copil avem noi aici! Ce? Uite-l pe Dodo! Vreau să-l înapoi, vreau calul! Ce-i, mama, de ce ții? Ce s-a întâmplat? Să rămână doamna deputat! Și mă, băieți! Ia uite-te, vezi! Uite-l pe vezi Dodo! Vezi dacă înjuri, iar ai devenit cal! Ce faci, mă, băieți? Da, vorba lui, decât să ajungă măgar! E de vânzare! Coțomane! Auzi, dragule, e de vânzare! E, nu vorbi! Da, sigur, cere 10 galbeni, dar... Tendalo! Care 10 galbeni? Da, Tendalo! Lasă-mă în pace cu 10 galbeni! Domnul deputat, dar mai ales doamna, ca să nu zic copilul, doresc această mică jucărie vie! Bună ziua! Să zicem 9... Nu! Galben. Termină, nu! 8! Nu! 7! Nu! 5! Domnule, ce 7? Păi cum adică 7? Păi dar ăsta-i cal! Ăsta-i om, domnule! Nu vă dau niciodată! Asta e bună! Termină mai! Avem nevoie de domnul deputat, mai bine pe la noi să zicem 3! Nu, să zicem 1! Să zicem 1! Nu mai vă niciun! Nu, domnule! Ori 10, ori nimic! Ai amuțit? Îl vrem, doamnă! Ai amuțit? Hai, na, uite, na, am și numai... Auzi, te rog, dă-i banii, că m-ai enervat, poate te-a plâns. Hai, gata. Ce nebuniți! Păi, 10 galbeni, na! Păi, eu ar fi trebuit să... La revedere. Să rămâine... Matilda, hai! Să rămâine, doamna deputat. Hai! Domnule deputat, mai poftiți pe la noi. Cârciumare, nu uita. Cioara de pe gard! Asta votai! Și avem grijă de oamenii noștri. Votați? Cioara! Cioara, să rămână. Tendarul la orice tranzacție există și un procent. Hai. Bani. Bună ziua. Ispită pentru satul nostru. Ar trebui să o aducem pe calea cea bună. Ne face satul de râs. Eu zic că e bine cum zice părintele. Iar cum? Doamne, iartă-mă pe mine, păcătoasa. Ajută-ne mie și bărbatului meu. Părinte. Bună ziua, fata mea. Să apropie Sfânta Mărie Mare. Am crezut că ai venit să te spovedești, așa se cade. Așa se cade, da, mai e timp. Frumusețea, fica mea, frumusețea la o femeie ca o cunună. Și de aceea e bine ca femeia să fie frumoasă, nu urâtă. Că Dumnezeu a făcut stelele, unele mai frumoase, altele mai urâte. Așa e și cu neamul femeiesc. A? Femeie, când pleacă bărbatul tău la târg după cumpărături? Părinte? Da, nu scrie în Biblie că e păcat să poftești la femeia altuia?
Sigur, în Biblie scrie multe, dar asta este pentru oameni, nu pentru fețe sfinte ca mine. Nu? Dumnezeu a zis: creșteți și vă mulțiți ca frunzele pădurii, ca nisipul mărilor, ca... Ce zici, n-aș putea să trec diseară pe la tine? A? Ca să fim împreună, să nu ne... A? Să ne ținem de urât? Să ne ținem de urât, a? Știu și eu ce să zic, părinte. Păi zi da! Da, părinte, dar... Nu e păcat? Nu e niciun păcat. Lasă că iau eu toate păcatele asupra mea. Doamne, ascultă-mă, Doamne. Ia toate păcatele asupra... Le iau eu asupra mea, Doamne. Ei, dacă e așa, atunci vino de seară după ce se întunecă. Și cu păcală cum facem? Păcală? Până dimineața cărciuma îl mănâncă. Alo, părințele! Ce? Părinte, să nu ne meargă rău. Păi să nu ne meargă rău. Da, mi-a dus și matale un țap. Un țap? Sau un berbec. Un berbec? Sau chiar și un curcan. Să nu vii cu mâna goală. Aduc orice, orice. Pentru tine, puicuțu, aduc orice. Că matale e o grămadă. Da. Să mă aștepți. Să mă aștepți. Că viu, viu. Să fie într-un ceas bun. Andrei, bani aveți? Numai că colțosul ăsta de bărbatul tău nu prea-și plătește dările. Auzi, dacă până mâine nu le achită, să zică pe el îl bag la răcoare, iar pe tine am să te... Te dezbrac și... Îți vând hainele la târg. Dar dacă... Dacă ce? Dacă ce? Hai, continuă, nu... Dacă mă inviți într-o seară la o discuție, să știi că se schimbă treaba. Bine. Îmi plac discuțiile cu oamenii... inteligenți. Da. Păcală? Trimite-l undeva la cărciumă. Nu pot. El e toată ziua acolo. Bine, vino. O să-ți dau eu un semn când poți să intri, dar... Adu și tu ceva. Un cadou. Un cal? Ca asta. Ăsta-i de lucru, mă. Să aduc unul de sărbătoare, un Pegasus. Și un bou. Nu. Bou nu. Vino tu și calul. Auzi, da... A, și vezi să nu, că... Muță! Dar care e semnalul? Mechează. Mihoho! Hai, cu ce vă putem servi? Păi, fiane, îmi aduce așa, o ciorbă de burtă, niște sarmale, niște friptură, o țuică bună, tare, așa, și un kil de vin roșu, că văd roșu în fața lui. Hai, mai repede! Hai, n-ai plecat? Toate acestea fac prețul a 6 galbeni. Îi aveți? Ia-i! A, nu. Fiindcă n-ați mai fost de mult pe la noi, ați uitat obiceiul. Banii îi luăm după consumație. Până atunci, poftă bună. Du-te. Părinte, păcatul sunt vorbiu și păcatul.
undeva? Mai de mult, dar sper să-mi fi pierdut urma. Mergeți undeva cu tren? Nu, nu. Ați făcut rămășacuri cineva din cărciumă? Eu nu fac rămășacuri. Păi și atunci de ce tot le-a putat grabă? Ca să nu se schimbe prețul. Fraților, hai că l-am îmbătat pe păcale, e mort! Lat! Lat! Hai că nici curcanul nu mai are răbdare. Părinte, să vă țin lumânarea. Ce? Să vă țin eu lumânarea. Ce să ții? Lumânarea să... Lasă că o țin eu singur. Hai. Damigeana! Părinte, pe ceva, prinde lumânare. Hai, dracu. Doamne, iartă-mă, părinte. Ia uite ce pod mare au. Ia ca hornul. Care e întâi? Eu. Eu? Păi eu. Că eu am aranjat cu ea. Fiți atenți. Când o-i scutura de funie de trei ori, înseamnă că poate să vină și al doilea. Hai, legați funie. Lăsați cârnații. Legați funie. Ia uite ce căpriori mari au ăștia. Sunt avuți. Fiți atenți. După ce vine și al doilea, da? Eu trec în camera din față să mai beau ceva. La sfârșit, când se termină toată petrecerea, plecăm pe rând. Și eu mai rămân un pic. Bine? Părinte! Părinte! Dă-ne lumină! Părinte! Dă lumină! Ia-o, fiule! Hai așa, uite, poate vrei să mănânci ceva, că am făcut plăcinta proaspătă, nu vrei? Lasă plăcinta, ca și domnul a zis. A zis, da, plăcinta, că mult a zis domnul. Ia prânză, plăcinta și proaspătă să știa, auzi, știi ceva, e cam caz aici și mai bine și mai bine te-ai dezbrăca. Serios. Ce s-a A venit bărbatul meu. Ce? Unde sunt? Ce? Du-te repede în camera aia și ascunde-te. Hai repede că vine beat și îți pare să te omoare. Hai dacă te prinde aici. Să mă omoare. Da, te omoară, du-te mai repede. Haide, du-te. Așa și te chem eu când o să adoarmă. Ce țap pe aici, muiere? Ce țap, bărbate? Niciun țap. Cum niciun țap? Gura, că te fac pe nume! Și ce e cu cămașa asta pe tine?
tot mi-a luat-o de la Paris? Ah! Și țapul pe care l-am găsit în grajd? Al nostru, cum te-a ajuns acolo? S-o fi rătăcit și a găsit drumul înapoi acasă, singur. Ah! Am să-l tai! Am să-l tai! Ce mai lungește asta? Ah, și nu ni s-au lungit urechile de atâta așteptare. Da, nu, eu nu sunt țap, fiule, eu sunt, dar ce, nu mă mai cunoști? Părintele, ești părintele, ai venit mai devreme cu boboteaza. Nu, am venit să aduc daruri, am adus cel mai frumos țap, un țap foarte frumos. Pe urmă, am adus miere de albine, foarte fină, energie, bucurie. Părinte, lasă-ne cu mierea de albine, ia ține nevasta. Ce vrei să faci? Ca nu o treabă cu părintele să Putina! Pleci! Pleci, părinte! Așa, părinte! La putină, părinte! Hai! Mă duc eu! Eu că sunt primar! Ține! Ți-am adus un armăsar pe care să te simți călare ca o haiducă. Ia sus! Păi dacă mi-a adus atunci un armăsar, de ce nu te dezbraci, fiindcă e cald? Dezbracoste că trebuie să-ți vorbesc. Ți-a ieșit coșarul în drum și o să ai noroc de acum. Griji, nevoi, necazuri, glume, se vor duce ca un fum coșarul! Deschide! Ocupat! Ești nebun, ce bărbatul meu, îmi place, fă ceva, du te ascunde-te! Unde? Bagă-te undeva, nu uite cum mai răbat și-a venit de la cârciumă, haide! Nu sunt ceva! Nu sunt bat acolo, obișnuiește, eu să doarmă când! Ce răbea? Am băut toți bani! Cine ești tu? Șerban primar! Ce cauți aici? Ce cauți, mă? Susțin taxele! Gata cu impozitele! El vrea să spună că nu mai e nicio taxă de plătit. Da. Ce mi-ai adus în sacul ăla? Bernecu, sac. Tu? Păi mă, primarule, mă! Păi dacă vii tu la mine, mă, să-mi spui că nu mai am taxe de plătit cu nevastă mea acasă, când eu nu sunt acasă, și mă scat așa! Ia, joacă-ne tu puțin, mă, ia, arată-ne tu puțin, mă, ia, râs că te tai! Râs! E ca ditopor! Că mea, inima nu-i bun. Păi trece și-a furisit-o ăsta. Râs, dacă n-am să petrec, să... Haide! Fii bărbat. Geaba ai lună lumină ca mea, inima nu-i bună. Hei, lună, fii voioasă, că păcălița-i frumoasă. Am auzit, lună, bine, păcălița-i pentru mine. Păcălița-i pentru mine și are acum... Păcăliță, păcăliță, vreau să fiu fără rochiță. I-auzi, vreau să fiu fără izmele, că-ți pe plac o inimii tele. Au, domnule! Ia uite cine era aici! A fost la mine la Cârciumă, știi cu un lăutar cu Bordei, aș Bordei, Bordei! Mă, Cârciumarele, de mine! Mă, Cârciumarele! Am întârziat, a fost al treilea, ce vreți? Ai întârziat, Cârciumarele! Mă, Cârciumarele, mă, te atunci!
știi povestea cu cei trei scroși, mă? Nu, dar pe aia cu tine, dar la mine, mai mult cu vii. Mai mult cu vii, mă, dar cu aia trei scroși care s-au dus la nevasta asta și au sfârșit în putină. Nu știi? Hei, asta-i povestea! Treci în putină! Treci în putină! Doamnelor și domnilor, domnișorilor și domnișoarelor, fete de măritat, tineri și tinere, intrați să vedeți ce n-ați văzut niciodată, doar ați auzit. Trupa de picioroane din Patagonia! Veți vedea ce a fost pe vremea bunicilor, a străbunicilor, a străbunicilor noștri, pe vremea când nu erau avioane și nu erau automobile, când se circula cu trăsura. Și apoi, să nu vă fie rușine să ascultați povești, să spuneți povești, pentru că povestea, oricare ar fi ea, aduce cu sine un strop de gând și de suflet omenesc. Viață! Cui nu-i plac poveștile, ăluia nu-i place viața. Iar cui nu-i place viața, îl bag în măsa. Lume, lume! Poftim la tribuna liberă! Cine vine să ne rostească la tribuna liberă! Poftim! Oameni buni! Cinstiți gospodari! Într-o zi, vârmiul ăsta, prostul din râsul lumii, să căznea să ridice un zmeu. Hai să fixez o rățușcă pe el ca să se ridice mai repede. Nu, i-am spus eu, mai bine scriem pe el ajutor! Domnilor și domnilor, tribuna este liberă! Poftiți! Cine dorește tribuna, e liberă! Fraților, onorabili concetățeni, frumoase doamne și domnișoare, trebuie să vă spun la început că eu sunt un familist convins. Puie-le! Soția mea pregătește cocoșile electorale calde și înfuriate, iar vizitiul meu, renumit cascador, pregătește vizitei pentru sărbătoarea noastră populară. Fraților, dacă sunteți alături de noi și ne votați, vom fi împreună la putere. Vom avea lapte și miere. Sigur că vor veni la această tribună și preopinenții mei, care vă vor promite marea usară. Să nu-i credeți, ei vor să vă vândă cioara de pe gard. Vor ajunge la putere când va face plopul pere și răchita micșunele. Votați câinii cu covrigi în coadă! Votăm! Fraților, votați câinii cu covrigi în coadă! Ați alegător din circul românesc, ați auzit ce spuneau câinii cu covrigi în coadă? Câinele! He, să vă spun eu ce-am gândit în nopțile mele de nesop, ce-am scris gândindu-vă la toți, la toate. Câinele, el ca și ei, eleneș, dosnic, mâțos, ușuratic, intrigant. Pentru el, înjosirea și spionatul sunt ca de la mama lui de acasă. Acesta este el, câinele cu covrigi în coadă. Tremurându-i inima, când aude de bine, își asuptă simțirile și la stupă la glasul durerii și se îngrașe când vede tămărindu-se țara la picioarele lui crăcănate. Așa gândesc, așa trăiesc, așa presnesc. Cine, cetățene? Ciocoi. Care ciocoi? Noi. Ciocoii noi. Bravo! Pe cine votezi? Ciora de pe gard. Bravo! Dacă nu, ceilalți îți iau armonica. Să mergem. Noi, artiștii, votăm cu cine e bine. Ansamblu artistic al Băbușilor din Dorohoi! Aplauze! Lume, lume! Veniți să
aflați viitorul! Nu te sfii copile! Dă 2 lei și află ce vrei! Aflați viitorul! Care este viitorul viitorului, pentru că azi nici viitorul nu mai e viitor! Viitorilor și domnitoarelor, să nu vă fie rușine să ascultați povești, pentru că povestea, oricare ar fi ea, aduce gând și suflet omenesc. Viață! Cui nu-i plac poveștile, ăluia nu-i place viața. Iar cui nu-i place viața, îl bag în măsă. Bineînțeles, în carne și oase! Și o să vedeți ce n-ați mai văzut! Ce o să vedeți? Că dracilor le e frică de apă! Când se va auzi gongul, va începe spectacolul! Acum este momentul extraordinar! Momentul unic! Hai, gong! Hai, la apă! E Tisa! Ți s-a părut? E Ueltu, băi! Ueltu! 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 Băi, mădusei! Băi, mădusei, să trec la oare! Băi, ce credeți, băi, după cum mă? Oamnea! Să vă ghită Dunărea și Marea Neagră! Karaoski! Mă trece, mă trece! 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 M